Stela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal pe TVR Moldova și TVR3. Iată câteva titluri. Un adolescent de 16 ani și-a răpit sora și apoi a cerut recompensă de la propria mamă. Polițiștii l-au identificat și reținut pe tânărul infractor. Se lucrează non-stop în blocul avariat de explozie de pe bulevardul Moscovei din Chișinău. Muncitorii au evacuat 23 de camioane pline cu moloz. Unul dintre bărbații care au tuns forțat doi tineri într-o benzinărie din Călăraș va face peste 22 de ani de pușcărie. El era condamnat în Italia pentru omor. Cel mai mare exercițiu de salvare din România a fost dat peste cap din cauza unui incident real. Unul dintre spitalele alocate pentru îngrijirea potențialilor răniți a fost închis din cauza unei boli contagioase. Și-a răpit sora de 9 ani pentru că voia să obțină bani de recompensă chiar de la mama sa. Un caz fără precedent în municipiul Chișinău, iar eroul principal este un adolescent de 16 ani. El a reușit să-și convingă un prieten să pună planul de răpire în aplicare. Băiatul și-a convins sora să meargă cu el și a transmis apoi mamei sale mesaje de amenințare în care cerea peste 3.000 de euro. În seara zilei de 10 octombrie, un tânăr din sectorul Râșcani anunța poliția din Chișinău că sora sa, care ieșise să se joace în curte, a dispărut. La fața locului a fost stabilit că nu este o simplă dispariție, ci minora este obiect al unei infracțiuni, și anume a răpirii de persoane și ulterior cu șantajarea rudelor pentru a primi o remunerare. Câteva ore mai târziu, mama fetiței a primit un mesaj în care era amenințată că dacă nu oferă 3.500 de euro, riscă să nu-și mai vadă copila. Răpitorul i-a dat răgaz să facă rost de bani până a doua zi. Trebuia să pună banii într-o pungă neagră să-i ducă pe o scară de siguranță la un anumit etaj dintr-un bloc din sectorul Râșcani. Banii au fost puși în locul indicat, dar sub atenta supraveghere a poliției. Și-a făcut apariția primul. Adică un infractor, noi la moment nu puteam să cunoaștem, este un infractor sau este un grup infracțional. Deci a făcut apariția unul din infractori, anume la etajul 14, de la blocul Mirșel Bătrân. Infractorul a luat suma bănească care era ambalată conform solicitărilor sale și a vrut să se eschiveze de la fața locului, fiind reținut. Tânărul reținut a recunoscut ce a făcut și le-a spus polițiștilor că răpitorul este de fapt fratele copilei și el minor de doar 16 ani. El le-a spus și unde se află. Anchetatorii au descins la adresa indicată, au eliberat fetița și l-au reținut pe fratele său. Acesta era plecat de acasă de mai mult timp, iar procurorii spun că a mai fost implicat într-o infracțiune care a fost clasată pentru că părțile s-au împăcat. Acesta a avut un scenariu din timp organizat în acest sens, încercând să convingă mai mulți minori de a participa și de a acorda suport în vederea realizării scopului infracțional, dintre care o bună parte din acești minori au refuzat. La etapa actuală, ambii minori, deci vorba de fratele copilului sau fetiții de 9 ani care au fost sechestrate, să zic așa, este aplicată măsura preventivă, deci are statut de învinuit și este aplicată măsura preventivă sub formă de arest în privința celuilalt minor. La fel, este aplicată măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu. Acum nu mai poate scăpa de răspundere penală. Pentru astfel de infracțiune pot primi pedapsă încă de la vârsta de 14 ani. Cei doi adolescenți riscă acum închisoare de la 10 la 13 ani. În acest an, poliția a primit 248 de apeluri care anunțau dispariția copilului. Doar în acest caz a fost confirmată o răpire. În același timp, oamenii legii au înregistrat și peste 100 de infracțiuni în care au fost implicați minori. Poliția sugerează părinților să-și supravegheze mai atent copiii, indiferent de locul în care se află. Adusă în siguranță acasă. O femeie de 52 de ani a fost transportată ieri seară de un echipaj SMURD din România în Republica Moldova. Ea suferă de o maladie gravă. Cum a decurs intervenția, vă arătăm în Telejurnal. Chiar dacă a fost hram, s-a lucrat non-stop în blocul avariat de pe bulevardul Moscovei din Chișinău. Muncitorii au evacuat 23 de camioane cu moloz. Acum urmează să fie demontat un planșeu avariat de explozie, după care vor fi turnate plăci noi din beton.
Autoritățile municipale spun că restabilirea planșeelor ar putea dura 6 săptămâni. 4 planșee, câte 20 de metri pătrați, cu grosime de 16 centimetri. Adică este lucru foarte migălos, dar nu este atât de masiv cum se face. Dar și îl vom face într-un termen cât se poate de operativ. Însă menționez că nu putem turna 2 planșee consecutiv peste o zi. Este necesar ca betonul să se întărească cel puțin în volum minimal. În paralel se va lucra la restabilirea pereților interior, amenajarea scărilor și a fațadei. Lift servicii pe parcursul zilei de astăzi, zilei de mâine, vor lucra pentru restabilirea ascensorului de pasageri. Ascensorul de mărfuri nu poate fi supus restabilirii, nu vrem să riscăm în acest caz. De asemenea, va fi restabilit sistemul de termoficare pentru a, în cazul răcirii timpului, ca să poată clădirea să nu se răcească. După curățarea spațiilor distruse, autoritățile vor începe o evaluare a pagubelor totale. Acestea sunt niște lucrări care nu s-au mai făcut practic niciodată într-așa mod, la așa înălțime și de așa natură, deci ca să putem evalua în tocmai cât acest lucru costă. Viceprimarul spune că a vorbit cu mai mulți locatari care s-au plâns că achită sume uriașe pentru energia electrică. Acesta ar fi și motivul pentru care unii au utilizat buteliile de gaz. Totuși, Nistor Grozavu spune că în clădire nu mai există un astfel de pericol. Am fost în toate apartamentele, de la parter până la etajul 21, pe această verticală și nu am găsit oamenii, nu au avut timp când să le scoată sau să le arunce pe geam. La gunoiul acela care s-a evacuat ieri nu a fost depistat nicio butelie de gaz. Și altele nu sunt. În urma deflagrației, 120 de apartamente au fost evacuate. Mulți locatari trăiau acolo cu chirie. 26 de persoane rămân cazate la Spitalul Ministerului Sănătății. Între timp, femeia în apartamentul căreia ar fi explodat butelia de gaz rămâne internată la spital, iar medicii spun că se află în stare stabilă. 4 oameni au murit în explozia produsă în blocul de pe Bulevardul Moscova. Unul dintre bărbații care a tuns forțat 2 tineri într-o benzinărie din Călăraș și a primit sentința de la judecătoria Chișinău. El va face peste 22 de ani de pușcărie într-un penitenciar din Republica Moldova. Sentința nu este pentru calitatea tunsorii, ci pentru un omor comis în Italia, dar și pentru deținere ilegală de arme. Bărbatul era dat în urmărire încă din 2012, iar în 2015 un tribunal din Italia l-a condamnat la 23 de ani și 11 luni de detenție. Instanța de la Chișinău doar a recunoscut sentința și a pus în aplicare pedeapsa stabilită. Individul a ajuns în atenția poliției după ce împreună cu un alt complici a agresat, a înjurat și a tuns forțat într-o benzinărie 2 tineri. Motivul a fost că ar fi avut părul prea lung pentru o tunsoare bărbătească. Toți agresorii sunt cercetați pentru huliganism, iar pedeapsa individului condamnat deja ar putea să crească cu încă 7 ani. Atenție călători, începând cu această săptămână, trenul de pe cursa Chișinău-Iași va circula doar în zilele de sâmbătă și duminică. Despre acest lucru a anunțat Calea Ferată din Moldova. Prețul unui bilet este de la 90 până la 130 de lei în funcție de clasa de confort. Trenul pleacă din gara Chișinău la ora 6 și 16 minute, iar returul din Iași se va face la ora 17 și 42 de minute. Administrația CFM anunță că începând de astăzi și trenul de pe cursa Chișinău-Odessa va circula doar de 3 ori pe săptămână, vineri, sâmbătă și duminică, în loc de 7 zile, cum a fost în perioada estivală. O femeie de 52 de ani a fost transportată ieri seară de un echipaj smurd din România acasă, în Republica Moldova. Ea sufera de o maladie gravă și pentru a o prelua, echipajul medical din nordul Republicii Moldova s-a deplasat cu ambulanță la Iași. Pe parcursul călătoriei, femeia a fost monitorizată de medicii smurd. A fost transportată pacientul de la Iași spre Chișinău, pacientă gravă, dar stabil. Complicații nu am avut. Transportată la domiciliu fără ceva adresări adăugătoare. Femeia a fost adusă în siguranță în Chișinău, unde va primi îngrijirile necesare. De la începutul anului 2018, echipajele smurd au efectuat 8 intervenții terestre transfrontaliere.
Mii de oameni care au venit să sărbătorească Hramul Chișinăului s-au trezit ca la o serbare de Crăciun sau Anul Nou. Ieri, în centrul orașului, a apărut ca din senin un agent economic cu zeci de decorațiuni de iarnă. Cum a fost posibil așa ceva, vă spunem în telejurnal. Sute de mii de dolari din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru renovarea sediului Institutului Național al Justiției din Republica Moldova. Astfel, viitorii judecători și procurori vor beneficia de condiții mai bune pentru formarea profesională. Instituția a fost dotată cu echipamente speciale, cu ajutorul cărora poate fi simulată o ședință de judecată. Totul pentru a aduce calitatea justiției din Republica Moldova la nivel european. Sediul actualului Institut Național al Justiției este o clădire veche de peste 100 de ani. Aceasta nu a fost reparată capital niciodată, iar acum, cu sprijinul financiar al Statelor Unite, viitorii judecători și procurori au parte de condiții europene de instruire. Ceea ce vedeți este rezultatul a 3 ani de zile de muncă, construcție, reconstrucție pe alocuri. Era vorba chiar de construcție, nu de reconstrucție, pentru că nu avea ce reconstitui, reconstrui. Din clădire nu au rămas decât pereții, pentru că în interior nu exista nimic. Și acest proces era continuu pentru că instituția nu și-a asistat activitatea nici pentru o secundă. Lucrările de reamenajare a sediului au permis crearea unor spații multifuncționale unde se poate crea ambianța dintr-o sală de judecată pentru simularea proceselor din instanțe. Sper că condițiile care sunt și posibilitățile pe care le au acum judecătorii și procurorii vor da posibilitate ca în viitorul apropiat să avem o justiție cu mult mai transparentă, corectă. Development and reform of the justice sector in Moldova remains a top priority of our embassy. Pentru întărirea structurii de rezistență a clădirii, înlocuirea rețelelor inginerești, procurarea mobilierului și a echipamentului au fost necesare peste 500 de mii de dolari SUA. 270 de mii de dolari reprezintă donația Guvernului Statelor Unite, iar alte 230 de mii de dolari sunt fonduri din bugetul de stat. Militare forțelor speciale din România și Republica Moldova participă la un exercițiu comun care are loc la baza militară de instruire a Armatei Naționale de Abulboaca. Aplicația se desfășoară în perioada 8-26 octombrie și își propune să dezvolte capabilitățile militarilor prin antrenamente comune și schimburi de experiență între cele două armate. În cadrul exercițiului, soldații execută trageri, dar și diverse alte misiuni în teren. Aplicația se desfășoară în conformitate cu planul de instruire a Armatei Naționale pentru anul 2018. 15 persoane au fost rănite grav în urma accidentelor rutiere ce au avut loc în acest weekend. Ofițerii Inspectoratului Național de Patrulare au înregistrat peste 1000 de încălcări ale legislației rutiere pe drumurile naționale. Mai exact, peste 500 de conducători auto au depășit limita de viteză, iar alți 42 au fost prinși băuți la volan. Mulți dintre aceștia erau într-o stare avansată de ebrietate. Inspectorii de patrulare le recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de circulație pentru a evita tragediile pe șosea. Mii de oameni care au venit să sărbătorească Hramul Chișinăului s-au trezit ca la o sărbare de Crăciun sau Anul Nou. Iar în centrul orașului au apărut ca din senin un agent economic cu zeci de decorațiuni de iarnă, brazi împodobiți, moș Crăciun și reni. Primarul interimar spune că totul era fără autorizație. Autoritățile habar nu au când și cum a venit agentul economic în piață cu decorațiunile de Crăciun. În cele din urmă, el a fost identificat de forțele de ordine. Ce nu este poartă la noi, fiecare vine și aduce niște cutii, scoate, se amenajează. Evident că noi l-am văzut deodată, ați văzut că a apărut și niște pone, niște căluțe acolo, toți au luat careva măsuri. Eu vreau să înțeleg mai întâi ce a fost în capul lui când a venit neautorizat și a instalat bradul de hramul orașului. Și nu se oprește aici lista comercianților care au venit neinvitați la sărbătoare. Careva persoane au socotit ei că port și ei să participe fără careva permisiune, autorizații. Deci lucrurile astea, din păcate, se întâmplă permanent. Am mai depistat și alte persoane care chiar au venit cu conservații de acasă. Taxa de comercializare la Hramul Chișinăului a început de la 400 de lei pentru un metru pătrat pe zi.
Nu merg la saloane de înfrumusețare și nici nu sunt la curent cu ultimele tendințe ale modei. Și asta pentru că muncesc din greu, fie pe câmp, fie în gospodărie. Un reportaj despre femeile de la sate în Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, mai târziu în Telejurnal. Orașul nu-i din cauciuc, străzile nu mai pot fi lărgite, iar numărul de mașini este în creștere. În acest ritm, Chișinăul devine un infern pentru locuitori, mai ales în orele de vârf. O soluție ar fi graficul diferențiat de lucru. Propunerea vine din partea primarului interim Ruslan Codreanu. Primii 700 de angajați vin deja la muncă de la ora 7:30, adică cu 30 de minute mai devreme. Și voi ruga colegii din primărie să accepte eventual și noi ca primărie să începem activitatea la 8:30 și vom merge pe creșterea numărului de angajați a întreprinderilor municipale care să înceapă fie de la 7, dacă vorbim de întreprinderi care ca ex-drupo, edilitate, deci contabilitățile întreprinderilor nu trebuie să vină să lucreze la ora 8. Ele pot să vină să înceapă activitatea și de la ora 10. Cel mai mare impact în trafic ar fi dacă cei peste 60.000 de studenți din Chișinău ar începe lecțiile la ora 9 și nu la 8, cum este în prezent. Dacă am reușit aici să mergem pe anumite universități ca fază pilot să înceapă la 8:30 sau la 9, dar eu înțeleg că acolo merge deja modificarea programului întreg orarului de studiu și poate fi mai complicat. Dar dacă s-a putut în alte orașe, eu cred că se poate și la noi. Orașul nu este de cauciuc, bulevardele, spre regret, nu pot fi supralărgite. Tot după acest principiu ar urma să funcționeze grădinițele și școlile, dar ideea nu poate fi întotdeauna aplicată, explică responsabilii. Nu este rezonabilă, dat fiind faptul că părinții încep lucrul la ora 8 și oricum își aduc copiii la ora 8. Cei ce ține de copiii de clasa 1-a, 2-a, ei rămân nesupravegheați în intervalul de timp cât îl aduce părintele și se începe lecția, admitem, la ora 8:30, ora 9. În prezent, pe străzile din Chișinău circulă în medie 350.000 de mașini. Banca Națională a Moldovei a luat decizia de a vinde seturi de monede de 1, 2, 5, 10 lei în scop numismatic sau suvenir. Hotărârea a fost luată în urma solicitărilor de la instituții publice, agenții de turism sau cetățeni. Banca Centrală solicită cumpărătorilor să indice cantitățile pe care ar dori să le achiziționeze. Pe lângă cele 4 monede, setul va conține și o descriere a specificațiilor tehnice, a elementelor de siguranță, precum și legenda acestora în limba română și engleză. Monedele vor putea fi cumpărate de instituții guvernamentale de la BNM, iar ceilalți doritori se vor putea adresa la băncile licențiate. Cimitirul Eroilor din Chișinău ar urma să fie reabilitat. Unioniștii spun că sunt pregătiți să înceapă lucrările, dar au nevoie și de susținerea autorităților. Mai exact, își doresc să fie anulată vânzarea unei porțiuni din cimitir încheiată în anul 2007. Responsabilii de proiect își doresc ca obiectivul să devină cu adevărat un loc de omagiu pentru eroi înmormântați acolo și nu un teren pe care acum se depozitează gunoiul. În paragină și plin de gunoaie, așa arată astăzi cimitirul de onoare al eroilor din Chișinău. Ar putea fi însă reabilitat dacă autoritățile și-ar dori acest lucru, spun unioniștii. Ei cer responsabililor orașului să rezilieze contractul prin care a fost vândut o parte din terenul cimitirului și anunță că vor reabilita așezământul unde sunt înmormântați soldați din 18 națiuni europene. Republica Moldova este parte a unui tratat bilateral cu România care prevede îngrijirea, restabilirea și nepermiterea distrugerii noastre de obiective, Republica Moldova nu își onorează partea. Noi suntem pregătiți cu toate resursele necesare ca să reparăm acest cimitir. Unicul lucru care ne lipsește și ne-a lipsit dintotdeauna este dorința de conlucrare și de acțiune a autorităților. De asta sperăm foarte mult ca în acest an centenar, cu un simbolism atât de important, un an cu atât de mare importanță istorică, culturală, identitară pentru neamul român, să avem parte de conlucrare. Vrem, în primul rând, să forțăm mâna primăriei ca ei să înțeleagă că noi ne-am pus în plan ca în anul centenarului să rezolvăm această problemă. Românii avem 86 de morminte identificate, avem identificat și un italian. Unioniștii cer ca cimitirul eroilor să fie inclus în lista așezămintelor de stat și să devină un loc în care oamenii să poată merge pentru a le cinsti memoria celor care au luptat pentru pace. În primul și în primul rând să reparăm ceea ce este încă posibil de reparat, ceea ce încă putem repara. Asta înseamnă intrarea, scările, pilonii,
de la intrarea în cimitirul. În al doilea rând, să demarăm procesul de recuperare a celui lot de pământ. Și asta se poate rezolva foarte repede. Foarte repede s-a vândut, foarte repede se poate recupera. Toți doritorii, toți cei cu inimă mare, sâmbătă la 10:30 să veniți și să puneți o mână de ajutor, să facem curățenie necesară ca în data de 25 să putem păși acolo, să punem, să depunem flori. În cimitir au fost înhumați peste 3.000 de militari români, ruși, austrieci, cehi, francezi, greci, dar și de alte națiuni care au luptat în primul și al doilea război mondial. Nu merg la saloane de frumusețare și nici nu sunt la curent cu ultimele tendințe ale modei. Și asta pentru că muncesc din greu, fie pe câmp, fie în gospodărie. Vorbim despre femeile de la sate, pe care le-am găsit muncind și astăzi, când este marcată Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural. La țară, femeile trebăluiesc dis de dimineață și până seara târziu. Spun că nu au timp de alte preocupări în afară de cele ale gospodăriei. De când a rămas fără soț, pe umerii Ninei Ceban au rămas toate muncile gospodăriei. Grădina, tăiatul lemnelor, făcutul vinului. Femeia spune că toamna la țară are de toate, numai de odihnă nu are timp. Așa e viața la țară. Trebuie să ai și o pasăre, trebuie să ai grijă de pământ, că dacă nu-l ar, nu-l prășești, e că rămâie și aici cam... doar obrazul, ori rușine, trebuie și în rând cu lumea. Trebuie să dovedești și curat, să te îmbraci frumușel, să te duci la serviciu. Și acasă să vii să faci lucrurile cele. Ați văzut și butoi să-l spăl, și poama să o zdrobesc, și hlujane să-i grămădesc, cam căpriță. Viața femeilor de la țară este mult diferită chiar și în secolul 21 de cea a femeilor de la oraș. Ziua de 15 octombrie este dedicată la nivel internațional femeilor de la sate pentru a sensibiliza opinia publică privind greutățile pe care le întâmpină acestea în viața de zi cu zi. În satul Șeptelici, femeile își sărbătoresc Ziua Internațională tot prin munca de pe câmp. Noi suntem un colectiv de doamne care știm că astăzi e sărbătoare, dar sărbătorim prin muncă. Tot sărbătoarea noastră este că roada de, făcută de tot anul împrejur, toamna este strânsă. În satul Șeptelici din Soroca sunt peste 1.000 de locuitori. Mai bine de jumătate din ei sunt femei, așa cum se întâmplă aproape în toate localitățile din Republica Moldova, unde numărul femeilor este mai mare față de cel al bărbaților. În localitatea Șeptelici, femeile practic nu au timp pentru odihnă și pentru a sărbători această zi. Sunt toate la muncă, care în activitățile în care sunt antrenate, care sunt la vârsta de pensionare, de acum se ocupă de lucrurile de pe lângă casă. Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural este marcată anual pe 15 octombrie din anul 2008. Ideea acestei sărbători a apărut încă în anul 1995, în timpul unei conferințe ONU dedicate femeilor. Evenimentul vine să recunoască și să susțină rolul femeilor de la sate în dezvoltarea economiei unui stat. Guvernul de la București a modificat legile justiției, reuniți într-o ședință matinală, înainte ca premierul Viorica Dăncilă să plece în turneu în Turcia și Emiratele Arabe Unite. Membrii executivului României au adoptat ordonanța de urgență care schimbă prevederi ce vizează, de exemplu, pe procurori și pe membrii CSM. Astfel, vechimea necesară în magistratură pentru cei care vor să obțină funcții de conducere în parchete se mărește la 15 ani. Numirea procurorilor de rang înalt se va face pe baza unor interviuri transmise în direct, iar detașările procurorilor nu vor mai fi decise de procurorul general, ci de secția pentru procurori a CSM. Ordonanța amână până la finalul anului viitor prevederea referitoare la pensionarea magistraților. Parchetul general a contestat vehement ordonanța de urgență. Augustin Lazăr a avertizat că pune în pericol dosare importante aflate în lucru. Și liderii Partidului Social Democrat s-au declarat nemulțumiți de conținutul și de modul în care a fost adoptat actul normativ. Întâlnire la nivel înalt la Roma, în a doua zi a vizitei pe care președintele României o face în Italia. Klaus Iohannis a fost primit cu onoruri militare de președintele Sergio Mattarella. Parteneriatul strategic și cooperarea în plan european au fost două dintre temele de discuție. Avem în Italia aproximativ 1,2 milioane de români. Este cea mai mare comunitate românească din afara granițelor țării și am putut să subliniem împreună cu domnul președinte Mattarella că
această comunitate de români este foarte bine integrată în Italia, foarte bine apreciată. E una vizită cu noi atribuiam una grande importanță. Este o vizită care pentru noi este foarte importantă. De straordinario livello eccellente. În ceea ce privesc relațiile la nivel excelent între România și Italia. Relații care sunt bazate pe legături istorice și culturale foarte vechi. Sociali, umani, și pe legături sociale, umane, economice și umane actuale. Cel mai mare exercițiu din România pentru intervenție în caz de seism major a fost dat peste cap în cea de-a treia zi din cauza unui incident real. Unul dintre spitalele alocate pentru îngrijirea potențialilor răniți a fost închis după ce a fost semnalată o boală contagioasă. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a precizat că echipele de salvare au fost anunțate să nu mai trimită pacienți către spital. Noaptea trecută, peste 560 de oameni au fost salvați în cadrul exercițiului seism 2018. Scenariul cuprind da cel puțin 3.000 de morți, peste 5.000 de răniți, aproape tot atâtea persoane date dispărute și peste 400 de clădiri distruse în totalitate. Naționaliștii din Ucraina au sărbătorit ieri ziua apărătorilor și 76 de ani de la crearea armatei insurgente ucrainene. La demonstrație a participat 10.000 de oameni, majoritatea tineri, dar și veterani ai războiului din Donbass. Manifestația a fost organizată de partidul Corpul Național de Extremă Dreapta. Mulți demonstrați au aprins torțe și fumigene. Marșul s-a încheiat în Piața Europeană, celebrul Euromaidan, unde au avut loc protestele din 2013-2014. Sute de oameni au protestat în fața Parlamentului din Budapesta pentru adoptarea modificărilor din Constituție care interzic dormitul în spațiile publice. Majoritatea manifestanților au fost scriitori sau artiști, dar și oameni ai străzii. De astăzi, poliția îi poate aresta pe cei care dorm în stradă sau în parcuri. Cei care refuză să meargă în adăposturile amenajate de autorități vor fi avertizați de 4 ori în 90 de zile. Dacă persistă în refuz, vor fi duși în fața unui judecător care îi poate pedepsi cu 180 de zile de muncă în folosul comunității sau chiar cu închisoare. Scepticii cred că problema nu va fi rezolvată, deoarece există doar 19.000 de locuri în adăposturi la nivel național și numai la Budapesta există 30.000 de oameni ai străzii. Pe timpuri se juca pe câmp, acum oina își recapătă importanța pe cele două maluri ale Prutului în an centenar. Mai multe echipe din România și Republica Moldova au participat la Cupa Unirii desfășurată în localitatea Ghidighici. Competiția este parte a evenimentului cultural-sportiv Oina Fest. TVR Moldova a fost partener media al manifestării. Cea de-a treia ediție a turneului Cupa Unirii din cadrul evenimentului Oina Fest 2018 a reunit mai multe echipe din România și Republica Moldova. Este un an, într-adevăr, unde se desfășoară un șir de evenimente foarte importante și nu am putut să ratăm ocazia aceasta, noi, cu cei care suntem pasionați de oină, să nu desfășurăm și Cupa Unirii. Forul de profil din România a fost cel care a ajutat la relansarea oinei pe ambele maluri ale Prutului. Succesul se poate vedea în frecvența competițiilor, dar și în interesul jucătorilor și al spectatorilor. Oina este partea identității noastre naționale, trebuie să fie transmisă mai departe, nu singură, ci alături de dans și cântec popular. Este anul centenarului, este anul în care Federația Română de Oină a desfășurat multe activități pentru a marca acest eveniment. Și secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Radu Rebeja, a avut parte de o lecție de oină. A fost bine, a fost interesant, sincer consideram că nu voi reuși, dar am rămas într-adevăr surprins, plăcut că am reușit. Vorbim de oină, vorbim nu doar despre un sport, dar despre o cultură, despre o tradiție. Oina este un sport frumos și complex, care dezvoltă atât abilitățile fizice, cât și curajul, dar și dorința de perfecționare.
părinții noștri au jucat oină și noi la rândul nostru, plecându-ne, am dus tradiția mai departe. Eu joc oină din 1985, am început la școala generală, am continuat la liceu, armata și din după armata am fost angajați în cadrul Ministerului de Interne. Federația Română de Oină are de câțiva ani sloganul Oina, sportul care ne unește. Asta spune tot. Oina este sportul care ne unește. Ar fi bine să ne îndreptăm spre lucrurile care ne leagă, care ne încheagă ca națiune și să le lăsăm deoparte pe cele care ne dezbină. O inedită expoziție fotodocumentară dedicată centenarului Marii Uniri a fost deschisă la Facultatea de Istorie din cadrul Universității de Stat din Moldova. La eveniment au participat mai mulți istorici de pe ambele maluri ale Prutului. Expoziția de la Facultatea de Istorie continuă seria manifestărilor culturale dedicate centenarului Marii Uniri. Vizitatorii pot vedea documente din fondurile Arhivelor Naționale ale României. Singura expoziție pe care am văzut-o până acum în Republica Moldova, dedicată Unirii, care într-o formulă complexă, grafică, cartografică, documentară, cuprinde etapele Unirii cu personalitățile, actele, locurile Unirii. Prezintă personalități de marcă, precum în cazul Basarabiei Constantin Stere, Pantelimon Halipa, Ioan Pelivan, Ion Inculeț. Expoziția este extrem de utilă pentru studenții care studiază istoria. Fotografiile și documentele expuse sunt însoțite de un cod QR. Fiecare document are trimitere la dosarul din arhive. Scanând acest cod QR, deci urmează să fim redirecționați la pagina oficială unde primim documentul și poate ulterior actualizări, ceea ce este foarte bine, după cum am spus, pentru mine, de exemplu, ca tânăr cercetător. Este o cale sau o modalitate mai ușoară de a avea acces la toate documentele de arhivă și nu suntem nevoiți, cum erau predecesorii noștri, să meargă la arhiv și biblioteci să cerceteze ore întregi, dar avem totul pe tavă. În an centenar chiar avem nevoie pentru ca nouă să ne se readucă aminte despre trecutul Basarabiei, trecutul nostru istoric și, desigur, pentru a ne ajuta să ne redefinim noi naționalitatea noastră. Și profesorii sunt bucuroși pentru că expoziția este un instrument nou de educație și poate juca un rol important în formarea unui student. Aici urmează persoanele care vor merge mai departe în școli sau vor merge în diferite întreprinderi și vor duce mesajul mai departe. Și atunci când ei pot face cunoștințe cu lucrurile în direct, nu doar din auzite, dintr-o carte unde sunt simple litere, dar atunci când văd o imagine, văd o hartă, își fac complet altă închipuire. O expoziție fotodocumentară asemănătoare a fost donată și Universității Ion Creangă din Chișinău, dar și Universității Bogdan Petricei cu HDU din Cahul. Proiectul este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Cetatea Albă Carolina a fost restaurată și modernizată cu banii europeni și de peste 300 de ani este martor a istoriei românilor. În an centenar, timp de 100 de secunde, deschidem porțile impresionante fortificații.
sunt lângă noi. Împărțim aceeași lume, dar ei o percep diferit. Sunt oameni care trăiesc în întuneric, dar care au învățat să-și coloreze viața cu emoții și gânduri pozitive. De Ziua Internațională a Nevăzătorilor vă propunem să descoperiți imediat în telejurnal lumea celor care pășesc printre umbre. Explozie de culoare și tradiții la Soroca. Reprezentanții mai multor naționalități s-au reunit la Festivalul Etniilor, ajuns la 18-a ediție. Fiecare a adus cu el bucate alese, cântece și dansuri reprezentative. Ucraineni, polonezi, evrei, ruși și romi și-au dat întâlnire la Palatul de Cultură din Soroca. Au adus cu ei tot ce au mai bun păstrat din strămoși. Costume tradiționale, dans și muzică. Țigani, moldoveni, ruși, ucraineni, jidani, toți suntem într-un loc, toți suntem frate. Unii cu Dumnezeu cu noi, noi și ținem și la dânsul ne plecăm. Și pentru că a fost sărbătoare, mesele au fost pline cu bunătăți. Locuitorii satului Oclanda, majoritatea ucraineni, au încercat să surprindă oaspeții festivalului cu nelipsita slănină sau cu turtele cu mac. Suntem cu sarmale, cu slăninuțe, suntem cu basamac din sfiecle, cum iubesc ucrainenii. Și toate, turte cu mac, turte dulci cu mac, tot și de ce e bogat plaiul nostru, îl vedeți pe masa noastră de sărbătoare. Festivalul Etniilor este la cea de-a 18-a ediție și are menirea de a promova obiceiurile și tradițiile. Putem obține o îmbunătățire, putem merge împreună înainte, dar trebuie de îndeplinit și câteva condiții. Este vorba și de toleranță, dar este vorba și de respect. Respect reciproc și respect și față de legile și ordinea stabilită în statul respectiv. Evenimentul a culminat cu un concert și o horă moldovenească. Elevii și studenții pasionați de științele exacte pot face experimente în atelierul științific Eureka. Astăzi a avut loc deschiderea oficială a noului laborator. Ideea de a înființa acest laborator îi aparține Julietei Grădinaru, specialist în formarea laboranților chimiști la Universitatea din Neuchâtel din Elveția. Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul chimiei, ea a hotărât să ofere o șansă tinerilor din Republica Moldova. Am avut posibilitatea să am niște bani pentru un proiect. Am zis că va fi un laborator chimic și să fie elevi din diferite licee care nu au aceste ocazii și să manipuleze într-adevăr, să facă niște laboratoare, cum se fac unde lucrez eu. Adică am luat într-adevăr lucrări practice care se fac la liceele din Elveția și le-am tradus și o să le implementăm aici. Institutul de Fizică Aplicată din Chișinău găzduiește acum acest laborator performant. Pe viitor se dorește ca acesta să devină unul mobil. Este un eveniment foarte important unde noi putem să contribuim la mărirea vizibilității institutului și atragerea personalului tânăr, cum ar fi chiar din băncile liceelor. Este un proiect foarte binevenit, mai ales pentru copiii din sate unde duc lipsă de reactivi și de substanță. Că din experiență personală, într-un sat, din reactivi aveau numai nisip și alcoolul etilic. Laboratorul este dotat cu echipament modern datorită unui grant în valoare de aproximativ 5.000 de euro. Asta le va permite elevilor și studenților să facă mai multe experimente în domeniul chimiei. Pentru săptămâna asta când lucrăm va fi titrarea acidului acetil salicilic într-o pastilă de aspirină, apoi titrarea acidului citric în lămâie și încă o lucrare, a treia lucrare este titrarea acidului acetic în oțet. Astăzi a fost organizat un workshop pentru profesori, de mâine însă pedagogii vor putea veni împreună cu elevii să lucreze și să descopere lumea înconjurătoare prin intermediul experimentelor. După vesela care se vede că ei vor analiza aciditatea lămâiei. Vedeți, toate chestiile astea sunt așa, parcă de casă puțin, da? În care vor scurge lămâia, vor filtra lămâia, vor titra, vor vedea aciditatea lămâilor. Proiectul este realizat în cadrul programului guvernamental de granturi Diaspora Engagement Hub, implementat de Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Sunt lângă noi, împărțim aceeași lume, dar ei o percep diferit. Sunt oameni care trăiesc în întuneric, dar care au învățat să-și coloreze viața cu emoții și gânduri pozitive. De Ziua Internațională a Nevăzătorilor, vă propunem să descoperiți lumea celor care pășesc printre umbre. Cu zâmbetul pe buză, plin de viață și cu o mulțime de vise. Așa l-am descoperit pe Gheorghe Staver, chiar dacă o afecțiune din naștere i-a furat dreptul de a vedea lumina zilei.
Nu văd mic copil, cred că n-am văzut niciodată 100%. Am văzut cât de puțin, dar totuși am absolvit școala pentru slavăzător și nevăzător din orașul Bălți, după care după 14 ani de acum n-am avut niciun procent de vedere, ochii au rămas fără lumină. Potrivit specialiștilor, odată cu pierderea vederii, celelalte simțuri devin mai sensibile, lucru confirmat și de Gheorghe. Un nevăzător mai deseori face imagine după comportamentul persoanei, după voce, mult după voce pentru noi înseamnă. Lipsa unui simț vital nu l-a împiedicat să-și realizeze visele, dimpotrivă. De mic este pasionat de sport, iar de 2 ani Gheorghe este președintele Federației Sportivilor Nevăzători din Republica Moldova. Sigur că vederea s-a dus, dar pasiunea mi-a rămas și mai departe. Este posibilitatea pentru un nevăzător să joace cu minge, când copilării nu avea posibilitatea aceasta. Facem competiții, facem și cantonamente și turnee, precum și naționale, așa și internaționale. Tot ce își dorește acum este să le ofere nevăzătorilor șansa să facă sport și chiar să meargă la competiții. Avem necesitate de mijloc de transport, sigur, de 8 locuri. Golbal, fotbal, care acum sunt probe paralimpice și vrem să le dezvoltăm, că să ne merim și noi la Tokyo 2020. Asta e visul nostru. Viața de zi cu zi a celor care nu pot vedea lumina zilei este totuși anevoioasă. O simplă plimbare prin Chișinău este o adevărată provocare. Deși există piste speciale, acestea sunt insuficiente. În ajutorul acestor oameni vine Asociația Nevăzătorilor, care contribuie la integrarea lor în societate. Cred că pentru nevăzători sunt cele mai grave probleme angajarea în câmpul muncii. Doi, este foarte greu de deplasat, deoarece sunt foarte multe primejdii. 3. Pensia este foarte mică. De Ziua Internațională a Nevăzătorilor, Gheorghe Staver a avut un mesaj optimist pentru cei care adesea nu găsesc puterea de a continua. Dar nu importă la ce vârstă a pierdut vederea, nu trebuie să vă închideți în sine. Controlele și cozile interminabile de la aeroport devin un lucru de domeniul trecutului. Un tunel revoluționar din Dubai poate verifica în câteva secunde pașaportul pasagerilor care trec prin el. Cum funcționează, vă arătăm mai târziu în telejurnal. Vânătorii de vulturi au organizat un spectacol memorabil în inima munților din Mongolia. Prinderea păsărilor este unul dintre cele mai vechi sporturi practicate de poporul asiatic. Minoritatea retrasă în pustiu face tot posibilul pentru a păstra vie tradiția strămoșilor. Este cea de-a 19-a ediție a festivalului Vulturul de Aur. Ca de fiecare dată, cei mai îndrăzneți vânători încearcă să-și demonstreze măestria în fața mulțimii. Într-una din probe, stăpânul trebuie să prindă pe braț pasărea care plonjează din vârful unui munte. Participanții defilează călare în jurul spectatorilor îmbrăcați în haine de blană tradiționale. Evenimentul atrage mulți turiști și le oferă localnicilor posibilitatea de a vinde bucate și obiecte tradiționale. Până de curând, capturarea vulturilor era o activitate rezervată doar bărbaților, dar modernizarea, aș spune cuvântul, și din ce în ce mai multe femei intră în rândul vânătorilor. Este oficial, ducesa de Sussex este însărcinată. Anunțul a fost făcut la Palatul Kensington, reședința oficială a prințului Harry și a soției sale Meghan. Frumoasa ducesă va naște în primăvară. Cei doi care s-au căsătorit în mai sunt în vizită la antipozi. Timp de 16 zile vor merge în Australia, Fiji, Tonga și Noua Zeelandă. Mâine vor participa la deschiderea oficială a jocurilor Invictus, destinat militarilor răniți în teatrele de operațiuni. Prințul Harry este implicat în organizarea și promovarea jocurilor Invictus. Controlele și cozile interminabile de la aeroport devin un lucru de domeniul trecutului. Un tunel revoluționar din Dubai poate verifica în câteva secunde pașaportul pasagerilor care trec prin el.
Dispozitivul folosește un scanner biometric pentru a controla actele de la distanță. Pasagerii trebuie să se înregistreze la un ghișeu din aeroport înainte de a trece prin porțile de îmbarcare. Călătorii sunt apoi identificați printr-un test de retină. I think I'll feel good about once I know that this is standard procedure. At first I didn't know whether this was a special kind of thing and whether we were talking with real airport security or not. But once I was felt comfortable, this is very easy and very fast. Proiectarea tunelului a durat 4 ani, iar invenția se află încă în faza de testare. Deocamdată, serviciul este disponibil doar clienților de la clasa 1 și business. Oficialii au așteptări mari de la acest proiect și intenționează să doteze toate aeroporturile din țară cu această tehnologie. Să urmărim acum cotațiile valutare pentru mâine. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 16 lei și 98 de bani pentru un dolar american cu un ban mai puțin. Valoarea monedei europene crește la 19 lei și 70 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 22 de bani, iar hrivna ucraineană va avea valoarea de 60 de bani. Rubla rusească se va tranzacționa cu 25 de bani. Dacă ne bucurăm și mâine de soare, aflăm chiar acum din rubrica Meteo. Bun găsit, vremea caldă și frumoasă se menține și în zilele următoare. Deocamdată, în această noapte, temperaturile minime vor varia între 7 și 9 grade Celsius. Mâine, maxima va urca până la 20 de grade. Cerul va fi mai mult senin, doar pe alocuri vor apărea câțiva nori, dar nu va ploua. La Chișinău așteptăm 8 grade în această noapte și 19 grade mâine la prânz. Vremea rămâne frumoasă și în România, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă, în special în jumătatea nordică a țării. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul se încheie aici. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Nu ratați în câteva minute o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi, iar de la ora 20, știrile de la București. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară reușită. La revedere!